Bine v-am găsit la cheia zilei, Sunil Șnecher. Avem o ediție incendiară în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. S-a mai desfășurat astăzi un episod din scandalul majorării asigurărilor. Vă arăt că ASF vine cu un val de acuzații grave. Veți auzi detalii despre înțelegerile ascunse pentru estocarea milioanelor de români. Vi-l aduc pe șeful ASF care spune că, citez, aceste două firme sunt muma pădurii. Vă spun la ce valoare vor scădea prețurile polițelor. Am și declarații noi în telenovela tăierii pensiilor speciale. Vă arăt că scandalul atinge cote maxime. Vă aduc ministrul care anunță că riscăm să pierdem toți banii de la Comisia Europeană și vă prezint decizia dură a lui Marius Budăi, ministrul muncii, cu privire la creșterea vârstei de pensionare. Asta în timp ce este revoluție în Franța din cauza tamana pensiilor. Vă aduc imaginile momentului și veți vedea fumigene pe străzi și căi ferate blocate de protestatari, iar țara este paralizată complet. Toate acestea se desfășoară pe fondul votului crucial pentru dărâmarea guvernului lui Emmanuel Macron. La un an și 24 de zile de la începutul războiului din Ucraina, vă aduc imagini de la negocierile dintre Vladimir Putin și președintele Chinei Xi Jinping. Vă arăt concluziile întâlnirii care a alertat marile puteri ale lumii și vă spun dacă a acceptat Putin planul Chinei pentru încheierea războiului. Am și informații despre schimbarea strategiei partidelor înainte de alegeri, vă arăt cum vor să atragă voturi în masă și ce mesaje folosesc. Iar la final vă dau detaliile despre arestarea președintelui Donald Trump, care poate produce un cutremur mondial. Vă prezint mobilizarea pentru proteste pentru apărarea fostului președinte al Statelor Unite. Toate acestea într-o ediție incendiară a cheii zilei care începe chiar acum. Da, șeful ASF, Nicu Marcu, vine și face acuzații extrem de grave la adresa Euroins falimentară, dar nu numai, merge și înapoi la City Insurance și, de fapt, în general, la industria de asigurări, mai ales aceea a automobilelor. Bianca Ogacă are mai multe detalii despre aceste acuzații. Bun găsit, Bianca, te ascultăm! Bună ziua, bun găsit tuturor! Aproximativ 2 ore conducerea ASF a fost audiată în Parlament, mai exact în cadrul Comisiei Economice din Senat, căci membrii Comisiei au vrut să vadă cu exactitate cum s-a ajuns în această situație, mai exact cum s-a ajuns în situația în care încă o firmă de asigurări a intrat în insolvență. Vedem în replică, șeful ASF a lansat acuzații dure, poate putem spune foarte dure, la adresa acestor companii de asigurări. Susține Nicu Marcu că de-a lungul timpului instituția pe care o conduce a făcut numeroase controale și a depistat în același timp foarte multe nereguli. Mai exact, sunt acuzate aceste companii de asigurări că s-au înțeles între ele, că au fraudat, ba mai mult că au falsificat extrase de cont. Tot în cadrul comisiei mai susținea șeful ASF și am să vă citez că aceste firme stăteau cu dosare sub masă, nu și-au rezolvat nici până în momentul de față dosarele din instanță. Vă reamintesc faptul că în această dimineață reprezentanții Autorității pentru Supraveghere Financiară au transmis către Ministerul de Finanțe, mai exact au înaintat Ministerului de Finanțe, o propunere prin care prețurile la polițele RCA ar urma să fie plafonate, atenție, la nivelul lunii martie 2022. Prețurile ar urma să fie plafonate pentru o perioadă de 6 luni, însă am văzut și reacția senatorilor din comisie care susțineau destul de clar că această măsură ar destabiliza și mai mult piața. Autoritatea de supraveghere financiară și în privința companiei City și în privința companiei Euroins a identificat toate defecțiunile acestor companii și autoritatea a solicitat intrarea în faliment a acestor companii. Deci de ce trebuie să ne dăm demisia? Pentru că noi am identificat
Și am solicitat intrarea în faliment. Această piață, în comparație cu alte piețe din lume, din Europa și internațional, într-adevăr este dominată de RCA, o chestiune, anomalie pentru piața din România, pentru că, în general, companiile de asigurări, cele solide, se bazează pe alte categorii de asigurări, nu pe cele RCA. O companie care ajunge să aibă din cifra de afaceri mai mult de 80% cotă de mai mult de 80% RCA este o companie care nu va putea să supraviețuiască niciodată. Prețul polițelor de asigurare nu o să crească în urma acestui faliment, pentru că deja luăm niște măsuri cu privire la proiectul de hotărâre de guvern pe care l-am înaintat Ministerului de Finanțe, astfel încât tarifele practicate de către asigurători, practicate de asigurători, nu tarife de referință, să rămână în piață cele din 2022. Deci efectul pe următoarele 6 luni, până când dispare efectul ieșirii Euroins din piață, se dispersează la celelalte companii. Da, alături de mine astăzi jurnalistul Iosif Buble, știrpesurse.ro și analistul economic Adrian Negrescu. Bun găsit, domnilor! Bine te-am găsit! Bun găsit, bună ziua! Adrian, dragule, n-am păr și motivul pentru care n-am păr este tocmai ca printre altele ca să... Nils, nu te-am auzit foarte bine ce ai spus. Îi rog pe colegi să umble puțin la calitatea sunetului de la tine. Cert este că asistăm la un adevărat război în piața de asigurări cu niște acuzații. Sincer, mă lasă cu gura căscată. De se vorbește de fraude, de falsificări de documente la Euroin, se vorbește despre muma pădurii, despre cum am reușit noi să vedem ce se întâmplă în piață, mă refer la ASF. Păi oameni buni, pentru asta sunteți plătiți să vedeți și să preîntâmpinați falimentele. De ce în România, numai în România, companiile lideri de piață dau faliment? Asta ar trebui să ne intereseze pe noi. Cum v-ați făcut voi treaba ASF-ul? Ce a făcut Euroinsul? Da, va răspunde probabil pentru faptele ei și își va asuma până la urma urmei tot acest faliment pe care văd că autoritățile îl declară. Deci nu e un faliment declarat în justiție. Vin autoritățile și ne spun că ASF-ul a intrat, că Euroinsul intră în faliment și din acest motiv hai să plafonăm. Păi plafonarea aia va afecta și celelalte companii din piață și ne vom duce și în alte falimente în momentul în care plafonăm prețurile mai cu seamă la un nivel care nu mai are nicio legătură cu realitatea din piață. Se întâmplă în luna martie anul 2022. Adică este ridicol că n-au venit cu cifre, n-au venit cu niște simulări care să ne arate exact cum ne ajută pe noi să plătim mai puțin la asigurări și să creăm un cadru predictibil pentru piața asta. Nu au venit decât să se scuze că i-au văzut și i-au amendat. Păi nu pentru asta v-am trimis acolo, să amendați și să vedeți, ci să luați măsuri pentru a preîntâmpina. Întrebarea care se pune, Adrian, întrebarea care se pune totuși este chestia asta. Unde sunt dosarele penale pentru fals? Unde este dosarul penal pentru fraudă? Unde este dosarul trimis către cei de la competiție pentru faptul că aveau înțelegeri? Dacă ASF-ul scoate pe masă aceste dosare, pot să cred, măcar și pentru 5 minute, că a făcut ceva. Atâta timp cât vine să se plângă șeful ASF-ului în fața deputaților care de fapt ar trebui să-l menegiuiască și să se plângă, Doamne, nenorociți ăștia, muma pădurii, păi frate, tu unde erai? Că tu ar trebui să fii zmeul zmeilor. Asta e ridicol, că n-au venit cu nimic concret, au venit doar să ne spună că va fi mai bine de acum încolo, că vor face o lege să rezolve problemele. Păi ce ați făcut, oameni buni, până acum?
Cum am ajuns în situația de a plăti de poliția RCA de 3 ori mai mari față de acum 2 ani de zile? Pentru că nu v-ați făcut voi treaba și plătim 350 de milioane de euro paguba pentru celelalte falimente din piață. Asta ne interesează pe noi, contribuabil vorbind. Pe de altă parte, cei la Euroins, acolo probabil va fi justiția care va decide. Am înțeles că conducerea Euroins deja dă în judecată statul român pentru aceste acuzații neprobate pentru moment. Adică nu avem niște dovezi clare, cum spuneai și tu, Nils, că într-adevăr acolo se face fraudă, că s-au făcut cine știe ce infracțiuni economice, că acolo ar trebui să intre DNA-ul, dacă e vorba de așa ceva, să intre organele statului, să intre Consiliul Concurenței, da? Eu nu înțeleg Consiliul Concurenței ce a făcut în această piață, dacă până acum n-a văzut nimic din toate aceste falimente, da? Aceste înțelegeri de care vorbește domnul Marcu. Și mi-a mai arătat mie faptul că domnul Marcu n-are nicio legătură cu domeniul respectiv. E total în afară, citește din cărți. Ne mai vorbim de faptul, Adrian, că vorbește de faptul că sunt companii care își fac cifra de afaceri 80% dintr-un singur produs respectiv de RCA. Iartă-mă, dar în momentul în care, de exemplu, Banca Națională ar vedea că o bancă își face un singur produs, reprezintă 80% din cifra de afaceri, păi Banca Națională ar interveni imediat, n-ar aștepta să dea faliment sau să spună, uite, domne, acum ce tari suntem noi, că am declarat falimentul. Păi, prietene, supraveghere înseamnă, în primul rând, prevenție. Nu înseamnă să vii la sfârșit când a murit calul și să spui, domne, noi am tras ultimul gloț în cap ca să nu se chinuie. Și știi ce e frustrant? Pentru că vezi că în Polonia sunt 35 de companii de asigurări care oferă asigurări RCA, la noi sunt numai 7, da? Era 8 și acum sunt 7. Cum s-a ajuns în această situație? Încă nu ne-a explicat domnul Marcu cum de-am ajuns, de nu mai intră niciun investitor mare din Europa în piața de asigurări din România. De ce facem cu plafonarea asta? De ce o facem până la urma urmei? Că nu facem altceva decât să trimitem în faliment și repet chestia asta, se va întâmpla acest lucru. Uite, spun la tine în emisiune, în 6 luni de zile vom vedea încă o companie de asigurări care probabil va intra în dificultăți financiare din cauza plafonării prețurilor. Păi ori lași piața liberă să acționeze și să-și plătească, să-și facă business-ul, ori vii și pui un plafon care n-are nicio legătură cu realitatea. Exact, asta este problema și riscul cel mai mare este că până la urmă toate RCA-urile pe care le vom avea sau le avem deja, pe lângă faptul că ne obligă guvernul, nu vor valora nimic pentru că atelierele nu o să mai ne repare mașinile pe o bucată de hârtie verde fără valoare. Breaking news! Marius Butăi spune că vârsta de pensionare la femei va crește la 65 de ani, dar menționează că nu va fi niciodată de acord cu creșterea vârstei peste acest prag. Interesant este însă că vine Marcel Boloș care spune, domnilor, stați puțin că pensionarea și alea speciale și vârsta sunt de fapt niște jaloane în PNRR, sunt linii roșii pe care dacă nu le bifăm, nu pupăm banii, pierdem banii. Haideți să-i ascultăm pe cei doi miniștri, de parcă n-ar fi în același cabinet, îi punem noi unul lângă celălalt să se audă poate ei între ei. Într-adevăr, obligativitatea din PNRR este pentru a egala vârsta dintre doamne și bărbați la 65 de ani. Care să se întâmple în luna, gradual până în luna ianuarie 2030? Avem o prevedere în legea deja actuală, legea 263, după care funcționăm și știți foarte bine, anexa 5, care spune că femeile trebuie să ajungă atunci până la 63 de ani. Există o decizie a Curții Constituționale pe discriminare că femeile pot lucra până la 65 de ani. S-a trecut acest lucru în PNR până la 2035 de îndeplinit, eventual gradual, dar nici sub o formă. Și reiterez din nou și sunt în sediul PSD, reiterăm din nou. Nici sub o formă nu susținem o majorare a vârstei de pensionare peste vârsta de 65 de ani. Noi când am obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență, am obținut-o cu două condiții. Prima este cea a măsurilor de decarbonizare și al doilea pilon este cel al pensiilor. Deci, din acest punct de vedere, e foarte multă responsabilitate și în decizia pe care o va
adopta Parlamentul, pentru că fiind un jalon de tip red line, va fi urmărit și este urmărit îndeaproape de Comisia Europeană și nu se va sfii să ne critique Comisia dacă jalonul nu este dus la bun sfârșit. Sunt jaloane pentru care decizia poate fi luată de suspendare a PNRR-ului, dar să sperăm că nu ajungem în această situație. Primul lucru la care se uită Comisia este partea de sustenabilitate. Ce impact bugetar are legea și ce volum de cheltuieli generează legea după ce se aplică, dar nu de astăzi pe mâine, ci pe o perioadă îndelungată de timp. Spuneți. Sigur că va fi un moment greu pentru coaliție și pentru ceea ce înseamnă decizia parlamentară, pentru că, așa cum am spus, e pilon de bază pensiile și reforma pensiilor, a tuturor pensiilor. Da, Ioșca, n-am să discut partea economică, vreau partea politică de data aceasta, să o băgăm puțin în seamă. Repet, astăzi este ziua în care toată lumea încearcă să-mi pună ciungă în părul pe care nu l-am. În primul rând, ceea ce zice Budăi este aiurea. Nu vom fi niciodată de acord cu creșterea peste 60%. E punct acolo de opțional. Nu e vorba de nicio creștere. Și asta este să dă copiștire. Este unul care se egalizează această problemă, dar se rezolvă pentru care putem nu poate. Dar acolo se spune eu cred că tot ce scrie în PNRR se va întâmpla. Nu cred că va accepta Comisia niciun fel de negociere, așa cum până acum nu a fost niciun fel de negociere, deși s-au tot mimat pe la București, pe la Bruxelles, că vor face acest lucru. Până la urmă, dacă acolo scrie acest că trebuie mărită vârsta de pensionare, că trebuie rezolvată problema pensiilor speciale, se va rezolva într-un fel sau altul. Aici e problema de responsabilitate, că vorbim de partea politică. Este un fel de ping-pong între cele două mari partide la guvernare, care sau pe care populația să arunce vina atunci când se va întâmpla ceea ce se va întâmpla în Parlament, pentru că, spunea domnul Boloș, va fi un moment greu. E, cine îl va asuma? Ministerul Muncii? Ministerul Fondurilor Europene? Cine? Pe cine aruncăm vina? Pentru că, până la urmă, aici e vorba despre asumarea politică a unor reforme pe care, atenție, nu le-au asumat cei din coaliția asta, nici PNL, nici PSD, nici UDMR, ci le-a asumat USR într-o altă guvernare. Da. Și pentru că e vorba de România și nu e vorba de coaliții și de alte partide din țara asta, pentru că România și-a asumat aceste puncte în acel PNRR, trebuie să fie îndeplinite. Așa că, deși o dăm dintr-o parte într-alta, facem ping-pong, facem orice alt joc, până la urmă, problema pensiilor va fi tranșată așa cum am scris acolo și cum ne-am asumat și cum Comisia Europeană a luat act că vom face. Păi, da, tu ai niște declarații foarte ferme și foarte clare din partea lui Budăi. PSD-ul care se bate cu... Păi da, stai puțin că nu știu cum o să mai iasă din ea. Adică cea mai importantă, dacă vorbim de pensiile speciale, este că PNRR-ul spune foarte clar că pensiile militare intră în calcul. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar scrie negru pe alb. Deocamdată avem un arbitraj. Avem un arbitraj al Băncii Mondiale, care dacă noi n-am fost în stare să luăm, să scriem ceva acolo, niște soluții... Păi nu, Banca Mondială a zis la fel, că pensiile militare fac parte din calculul pensiilor speciale. Ca atare. Dacă nu suntem de acord. Ca atare, Comisia a luat act și de faptul că avem un arbitraj de la Banca Mondială cu niște soluții. Va trebui ca ministerul, ca ministerele, nu știu care dintre ele, că văd că fac acest ping-pong, acest joc interesant, să își asume printr-o lege în Parlament faptul că vor trebui să scrie acolo exact cum scrie PNRR. Înseamnă practic că noi vom ajunge exact în situația din Franța, acolo unde, stai să-ți arăt ce se întâmplă, lumea pe străzi, fumigene, astăzi emoțiune de cenzură. Azi emoțiune de cenzură. Păi nu, eu înțeleg că la noi nu avem sindicatele pe care le au francezii, dar hai totuși să ne uităm la ce se întâmplă în Franța.
Da, Adrian, până la urmă e vorba și de bani. Unde vor veni, de unde vor veni banii dacă îi pierdem pe cei de la PNRR? Da, asta e o bună întrebare. De unde vor lua bani? Din împrumuturi, probabil. Se vor duce iarăși pe piața liberă și vor lua cu 8%, 9% să ne îndatorăm din ce în ce mai mult. Chestia asta cu pensiile e foarte simplă din punctul meu de vedere. Hai, ne-am asumat o lege, hai să o facem și hai să mergem mai departe. Nu se pune problema ca pensiile aflate în derulare să fie afectate. Se pune problema de la pensiile de la un moment T0 înainte, da? Adică e atât de simplă problema de rezolvat, că nu vrem să o facem, că sunt interese, asta știm. Dar ce se întâmplă în față s-ar putea să ne lovească și pe noi. Pentru că acolo e o problemă gravă demografică, da? Adică nu mai atât de mulți oameni care să susțină sistemul problema... de pensii și de-aia cresc vârsta de pensionare. S-ar putea să ne lovească și pe noi chestia asta și nu știu cum o vom rezolva. Repet, e și o problemă politică, cum o discutam cu Ioșca înainte, și breaking asta, news. Da, da. Președintele Chinei Xi Jinping este în vizită oficială în Rusia, la Moscova, acolo unde este primit de Vladimir Putin la Kremlin și unde au discuții inclusiv pe subiectul propunerii de pace, cele 12 puncte de pace pe care le propune China. Toată lumea se uită cu atenție. Există o parte oficială și o parte subterană. Colegul meu, Marius Gârlașiu, șeful secției politic, vorbește de partea oficială. Eu, pe urmă, vă dau partea din subteran. Bun găsit, Marius. Spune-ne cum e cu vizita oficială. Bine te-am găsit, Nils, bun găsit tuturor. La această oră, Xi Jinping și Vladimir Putin sunt față în față la Kremlin. Cei doi dictatori s-au așezat la aceeași masă și poartă discuții informale, discuții tete-a-tete, primele discuții față în față. Însă, atenție, mâine este ziua dedicată oficial negocierilor. Azi e vorba doar de o discuție informală la masă. Pur și simplu vor lua masa împreună și vor discuta. Însă, Kremlinul spunea încă de zilele trecute, anunțase că în cadrul acestei întâlniri informale, de fapt, se vor discuta și se vor aborda cele mai arzătoare și cele mai sensibile chestiuni din politica externă, inclusiv se va discuta despre planul de pace propus de China încă de pe 24 februarie, atunci când s-a împlinit un an de la invazia declanșată de armata lui Vladimir Putin în Ucraina. Vladimir Putin i-a spus lui Xi Jinping imediat ce l-a primit la Kremlin, în acele momente în fața presei, i-a spus că a studiat cu mare atenție propunerile de pace ale Chinei comuniste pentru soluționarea crizei din Ucraina și că Federația Rusă este dispusă la negocieri. De altfel, chiar Dmitri Peskov anunțase încă de dimineață, înainte ca avionul care l-a ducea pe Xi Jinping la Moscova să aterizeze, că Vladimir Putin intenționează să abordeze în discuțiile sale cu Xi Jinping chestiunea planului de pace propus de chinezi. Numai că a venit o reacție de ultimă oră din Statele Unite ale Americii, prin vocea purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, cel care a anunțat, atenție, că Statele Unite ale Americii vor respinge absolut orice apel pentru încetarea focului în Ucraina, pentru că, în viziunea Casei Albe, o încetare a focului și un armistițiu în acest moment în Ucraina ar fi 100% doar în favoarea lui Vladimir Putin și ar dezavantaja pe ucraineni.
în ideea în care dacă ucrainenii ar accepta un armistițiu și o încetare a focului, atunci acest lucru n-ar face decât să legitimeze și să ratifice toate cuceririle armatei ruse de până la acest moment în Ucraina. Ba mai mult decât atât, i-ar da timp lui Vladimir Putin să-și reîntărească armata, să-și reîntărească forțele, să-și readune resursele pentru ca la un moment dat în viitor să declanșeze o nouă ofensivă pentru a cuceri și mai mult teritoriu în Ucraina. Să ne referim însă puțin la planul de pace, celebrul plan de pace în 12 puncte propus de Xi Jinping și China comunistă pe 24 februarie și să spunem încă de la început că acel plan de pace în 12 puncte nu prevede în niciunul dintre aceste puncte retragerea trupelor ruse din teritoriile invadate și anexate ilegal de Vladimir Putin. Prevede însă recunoașterea suveranității, a independenței și a integrității teritoriale a tuturor țărilor, respectarea dreptului internațional și a Cartei ONU, dar la punctul al doilea acest plan prevede garanții de securitate, garantarea intereselor legitime de securitate ale tuturor țărilor. Ori asta aduce aminte despre cerințele lui Vladimir Putin. Ne amintim, înainte de război și în timpul războiului, Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri garanții de securitate din partea Occidentului și din partea țărilor NATO. Mulțumesc foarte mult! Ideea este, asta e partea oficială. Partea neoficială, Ioșca, este că, din informațiile mele, cum spuneam că Biden atunci când s-a dus inclusiv să-l împingă pe Zelenski să stea, să mai lase nasul mai jos și să înceapă să gândească la discuții, la fel și aici China se duce cu acordul Statelor Unite în Rusia, adică cu acordul. Cu știința și cu acceptul, ba chiar cu insistențele Statelor Unite ca apoi să vorbească cu Zelenski, chestia aia că, domne, ca să audă și opinia lui Zelenski e bla bla, în realitate este de a încerca să medieze tocmai un armistițiu în care să se păstreze pentru moment status quo, dar nu să se ratifice, cum spune și John Kirby, că teritoriile luate sunt bine luate. Este evident că ceea ce înseamnă neoficial, de fapt, acolo sunt cele mai mari discuții și cred că pe lângă acea ofertă de bune intenții dată de China presei oficial, sunt și tot felul de desene. Pentru că atunci când se vorbește de astfel de acorduri, de încetare a focului, de armistițiu, știm foarte bine că nu vor fi pentru o zi, două, vor fi pentru o perioadă mai lungă. Și acolo, cu siguranță, vor fi trasate niște linii de demarcație între cele două forțe. Aici cred că americanii insistă foarte mult că nu vor accepta ca ele să se permanentizeze și trebuie să fie niște planuri clare care să arate niște etape, indiferent de garanțiile de securitate date ucrainienilor sau rușilor. Prin urmare, e o încercare a Chinei, poate mult mai serioasă decât a Turciei, care acum are probleme cu alegerile, și cred că acompaniate de ceea ce înseamnă în vest, presiunile populare, presiunile din zona politică asupra lui Zelenski, să se încerce totuși un anumit plan de armistițiu, dar un armistițiu de ăsta, zic așa, mai jucăuș, mai în mișcare, pentru că ce vedem mai astăzi mișcare, pe front cel puțin... Ce caz, ideea este de a opri omorul care are loc în momentul de față. Nu prea se poate în momentul ăsta luptă. Foarte clar. Asta este ceea ce se încearcă. Breaking news. Postul premier, domnul Stolojan, vine și spune că nu este de acord cu PSD-ul și PNL-ul să lupte împreună la alegeri. Haideți să-l ascultăm. Punctul meu de vedere personal, noi n-am discutat în PNL încă această problemă, dar punctul meu de vedere personal e categoric împotriva ca cele două partide să meargă împreună în campania electorală. Atunci, sigur că punem în subsemnul întrebării și democrația din România și multe altele. Până la urmă, de ce avem nevoie de treaba asta și nu revenim la un partid unic în România, nu? Dacă PSD-ul și PNL-ul vor să meargă împreună în alegeri. Ele trebuie să meargă separat și rezultatele alegerilor vor arăta mai departe ce trebuie făcut. Și al doilea lucru pe care doresc să-l spun este că, contrar a ceea ce afirmă domnul Ciolacu, iată, avem un exemplu în Europa în care nu de ani de zile, de decenii,
partidul de dreapta, care era al doamnei Merkel, și partidul celălalt social, sau cum îi spunea, socialist de stânga, mergeau separat în alegeri, dar au participat la guvernare, pe urmă împreună, că nu se putea altfel dacă rezultatul alegerilor arată acest lucru. Da, Tăneștelor, și-am comparând din nou România cu Germania, tare amuzant mi se pare acest lucru. Mai avem o pâine de mâncat până acolo, Ioșca. Dar, încă o dată, singura problemă pe care prietenul colonului este cea de alege, vedem cine este partidul de, nu, fiecare cu ale lui, sau dacă sunt împreună înainte, trebuie să rămână împreună și după, că n-au încotro. Nu cred că domnul Stolojan a înțeles greșit ceea ce s-a discutat. Nu sunt eu cel care tălmăcesc lucrurile astea, dar n-am auzit niciodată o declarație de la niciun lider, nici PNR, nici PSD, că ar fi vorba de liste comune. Eu înțeleg că ar fi vorba de anumite aranjamente, de anumite, propuneri prin care cele două partide, atunci când vor merge în alegeri, să fie atente cum joacă, astfel încât după acele alegeri să își dea mâna din nou, dar promisiunea că vor rămâne împreună să fie de dinainte, nu după. Așa cum ar fi, de exemplu, cum a dat exemplu cu Germania, SPD-ul, cu CDU. Dar, în rest, eu n-am auzit o astfel de declarație. A, că sunt în PNL sau sunt în PSD oameni care spun niciun caz să nu mai rămânem cu ei sau să facem alte lucruri, sunt. Aici sunt de acord, sunt discuții, dar liste comune eu n-am auzit până acum și nu cred că vor fi, pentru că în politică niciodată unul cu unul nu dă doi. Poate să dea doar unul. Corect. Și aici, oricum, nu avem nicio șansă să vedem, am mai avut odată subiectul ăsta când era USL-ul cu comunitate, ca fi comun un singur candidat, ne-am lămurit cum a funcționat atunci cu Crin Antonescu. Se pot discuta la locale, la locale se pot discuta anumite chestiuni, unde nu are primar niciun candidat. Da, dar alea sunt punctuale. Nu sunt liste comune, de asta spun. Corect. Facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre, atenție, arestarea lui Donald Trump. Nu glumesc, nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite, cel care spune că va candida din nou anul viitor, ei bine, se pare că susține el că va fi arestat de către procurorul New Yorkului pentru ceva ceea ce s-a întâmplat în 2016, respectiv atunci înainte de alegeri, se spune că avocatul său, Rudy Giuliani, i-ar fi dat $130,000 unei starlete porno, Stormy Daniels, pentru a nu declara presei ce s-a întâmplat între ei doi. Foarte interesant, Ioșca, acest lucru, pentru că acum, sigur, eu sunt de partea, am fost trumpist, să spun așa, dar nu prea există cauza acolo, pentru că în Statele Unite există acest sistem de înțelegere în afara instanței în care o parte poate să plătească pentru confidențialitatea altei părți. Totuși vine procurorul și încearcă să-l acuze, ba chiar să-l aresteze pe Donald Trump. Aici e ciudat. Eu m-am și mirat când a apărut cazul ăsta, pentru că știu că la începutul mandatului lui Donald Trump a existat această speță, a făcut multă vâlvă și știu că s-a stins așa cum s-a aprins. Acum că vin, în timp ce au început în forță campania pentru primarele republicane, să-l acuz de lucrul ăsta și acum îți dai seama că informațiile astea au fost curse pe surse de la biroul procurorului, care știi foarte bine că în America sunt aleși, nu sunt ca la noi magistrați sau în Europa. Ca atare, e un joc foarte interesant acolo și se riscă foarte mult. Văd că se pregătesc da, forțele... procurorul New Yorkului, apropo de faptul că ai amintit că este ales, este democrat. Tocmai. În momentul de față, lupta ar fi între republicani, iar Partidului Democrat, ca să fiu cinstit, pe undeva cred că i-a convenit, mai ales după alegerile acum pentru Congres și Senat, în care s-a văzut că toți cei susținuți de Trump au pierdut, lor le-a convenit să-l aibă pe Trump contracandidat decât pe, de exemplu, pe DeSantis din Florida.
Pe de o parte, așa ar părea, numai că din ce vedem acolo și după alegerile astea care au fost la jumătatea mandatului, vedem că și democrații le convine să se implice în alegerile interne din Partidul Republican. Am anunțat ce calcule sunt acolo. Cert e că dacă se întâmplă lucrul ăsta, campania lui Trump va fi reinventată. Va fi arestat, va fi doar pus sub acuzare, nici nu contează până la urmă. Știu că sunt niște reglementări legale ca să poți candida sau nu, dar dacă se întâmplă lucrul ăsta, așa cum spunea și Elon Musk și alții, nici nu trebuie să fii mare analist politic să-ți dai seama că punându-l sub acuzare pe un om care totuși are o forță foarte mare politică în spate, nu faci decât să-l ridici mai sus. Tocmai pentru că el în momentul acela se va victimiza și știm foarte bine din campania anilor trecuți că Donald Trump știe să se victimizeze, bine, este da. Chiar un as, exact, este un și as s-ar putea, ca toți cei posibili contracandidați republicani să se retragă și să fie obligați să-l susțină pe Trump, tocmai pentru a nu se spune că pun numărul la o asemenea lucrătură a democraților. Da, uite, o analiză foarte interesantă și aceasta, faptul că ar putea ceilalți să trebuie să se retragă și atunci revin la ideea primară, aceea că democraților le-a convenit să-l aibă pe Donald Trump contracandidat în fața unui Biden îmbătrânit totuși, pentru că se pare că Biden vrea să mai candideze odată, este cel mai bătrân președinte și tot încă mai vrea. Și atunci studiile arată așa clar că Biden îl va bate foarte rău pe Trump în momentul ăsta. Mie mi se pare că nu. Și de asta probabil că și lucrurile se complică și se fac tot felul de calcule acolo. Nu știu, până la urmă justiția e justiție, zicem cu toții că suntem într-un stat de drept. Să sperăm că se fac lucrurile așa cum trebuie și scrie la carte și nu sunt răzbunări. Urmărim acest lucru. Mulțumesc pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 17. Până atunci, festivalul știrilor continuă aici la România TV. Ionuț Vigore aduce principalul jurnal. Bun găsit, Ionuț, cu ce te prezint? Bun găsit, Nil, doamnelor și domnilor. Vă aștept imediat cu cele mai importante imagini și informații ale zilei. Un nou cutremur puternic în Oltenia. 4,9 pe Richter, seismul s-a simțit puternic, elevii au fost evacuați din școli, despre întreaga situație vorbim și vă dau detalii imediat. Sunt și imagini de ultimă oră în câteva clipe de la revolta din Franța din cauza pensiilor. Informații totodată despre fiii de demnitari ridicați de DICOT pentru trafic de droguri. Narcoticele erau distribuite în licee și în cluburi de fițe. Aflăm totodată și despre negocierile care ar putea să schimbe soarta războiului, care este miza întâlnirii cruciale a liderilor Rusiei și Chinei de astăzi, doamnelor și domnilor. Pe de altă parte, informații despre înțelegerile ilegale pentru umflarea prețului RCA, cât vor plăti românii mai departe pentru asigurarea obligatorie. Este și anunțul ministrului Budăi imediat despre vârsta de pensionare. Ce riscă românii totodată dacă ignoră cererile Comisiei Europene privind reforma pensiilor. Și vedeți și imagini cu prezentatoarea care leșină în direct. Totul imediat la știri. Vă aștept!